Continuați pe urmă și fiți foarte atenți la lecție, da? Deci... Doamnă, dar nu ai pus proiectorul bine. Cum nu ai pus proiectorul bine? E remiză? E foarte bine pus proiectorul. E ce, e strâmb sau ce? Da, e strâmb. Serios? Da, e obligat. Să văd și eu. Scuze-mă, dar ai dreptate. De ce? E foarte bine că ai spus. E bine așa? Da. E bine, da? Bun. Poți, normal că poți să stai cu atât cu cât stăm. Deci astăzi toată lumea este atentă aici pentru că după aceea voi repeta partida. Și la fiecare vă întreb pur și simplu care sunt mutările care le joacă albu sau negru. Și pe tine, și pe tine, și pe tine, și pe tine. Atenție, aici... Bun, Cristi. Deci aici suntem trei mici pui de ghepard cu unul mai măricel care are deja 2 ani și i-au crescut colțișorii și dințișorii și e numai bun să ucidă o căprioară. O să-l iau în curând la vânătoare cu mine. Astăzi am să vă prezint o partidă care este foarte, foarte interesantă. Intra în lumea mirifică a gambitului în care una dintre părți, deci unul dintre jucători dă puțin material numai ca să se dezvolte mai repede. Și a te dezvolta mai repede înseamnă, Ștefan, nu cum făcuși tu în acea partidă, să scoți întâi piesele ușoare, adică nebunii și caii, faci rocada și pe urmă scoți dama. Cristi, te rog. Deci, practic, tu de la mutarea a doua sau a treia ai scos dama la luptă, ceea ce este o greșeală. Deci ne uităm la această partidă și să știți că lecțiile viitoare eu sper ca să învățați această deschidere și să... Deci E4, E5. Cristi, uită-te aici, lasă tabla. Calfe 3, calce 6. Și acum, prima regulă pe care vreau să o implementez în căpușorul dumneavoastră. La nivelul la care sunteți dumneavoastră aici, albul are 3 continuări. Una este D2, D4, a doua este nebun C1, B5, care duce la spaniolă. Și mai avem ce a jucat în partida aici, nebun F1, C4, care vrea cel puțin pentru o anumită perioadă. Cristi, te rog frumos. Hai, te rog frumos. Deci, nu. Deci este o mutare mai agresivă care atacă practic singurul pion care nu este, adică nu este singurul, mai sunt încă 4, dar acest pion este o slăbiciune, cel puțin până face negru rocada, pentru că nu este apărat decât de rege. Cristi, te rog frumos, Cristi, hai te rog eu frumos, că nu e vorba aici. Și aici negru are 2 continuări bune la dispoziție. Una este cal G1 F6 și a doua este nebun F8 C5. Da? Să țineți minte aceste 2 continuări pe care negru le are la dispoziție. Ori cal F6, ori nebun C5. În partida aceasta negru a jucat nebun F8 C5. Și aici urmează rocadă. Deci rocadă, punerea regelui la adăpost Ștefan și David este unul dintre cele 3 principii în deschidere. Deci, încă o dată, am să vi le repet până voi vi se inoculează în creiera și dumneavoastră și veți juca cum trebuie deschiderile. Este lupta pentru centru, este scoaterea pieselor ușoare la luptă, adică acei 2 nebuni și acei 2 cai pe care eu i-am pe tablă, și punerea regelui la adăpost. Da? Bun. Și aici, normal, negru face acest cal G8-F6. Cristi, încep să fii atent. Toată lumea este atent aici, pentru că pe urmă vom repeta partida încă o dată și am să vă... Nu, că sunt mai multe continuări, nu este vorba. Eu vă propun aici un gambit. Nu. Cal G5 este o prostie, că și-o vreau cal. Deci, gambitul este... Se cheamă gambitul Coltanovski și să știți că începe cu această mutare care practic poate să fie un șoc pentru adversarul dumneavoastră care este cu negru. Deci să ne închipuim că aici noi suntem cu negru și adversarul ne face mutarea asta D2, D4. De ce îi spune gambit? Pentru că practic albul dă un pion. Nu?
Deci negru are, fiți atenți aici, negru are o bătaie, două bătăi, trei bătăi și albul nu are decât două apărări. De obicei, când ai mai multe bătăi decât apărări, iei, pentru că vei câștiga material. Și într-adevăr aici, negru câștigă material, în speță un pion, dar rămâne în urmă cu dezvoltarea. Și stați să ne uităm. Câte posibilități are negru aici să bată acel pion? 3. Dar de fapt veți vedea că numai una singură este bună. Deci atenție, dacă bați cu pionul, îți împing E4, E5 și ești forțat cu acest cal să fugi. Nu știu unde să fugi. Vă rog să mă credeți. Nu, oriunde ai fugi, ce vreau să spun este că stai prost. Muți cu un cal, aici nu poți, aici îți joc turneul 1, bye bye cal, da? Aici, pur și simplu, după ce joc H3 și bas, din nou turneul 1 și ți-am luat calul, că vei rămâne cu regele în centru. Deci cu pionul este foarte prost. De asemenea, este prostuț să bați cu calul. De ce? Așteaptă un pic. Pentru că eu voi bate celălalt pion. Și dintr-o dată observați că am două bătăi aici. Și negru când face rocadă, o să joc nebune 3 și vă rog să mă credeți că aici deja cu negru iar stați prost. Am două bătăi pe acest cal care nu prea poate fugi pentru că în spate... Cristi, hai că te întreb eu acum, da? Te rog de frumos. Știi de ce? Știi cât de mult apreciez entuziasmul ăsta al tău pentru că văd că iubești șahul. Dar vreau ca să îi facem și pe ceilalți să le crească gheruțele. Da? Bun. Deci, și atunci, practic, aici cea mai bună continuare pentru negru este acest nebunia pe D4. Deci, cea mai bună continuare este ca negru să ia acel pion cu nebunul. Dar ce se întâmplă în acest moment? Vă rog frumos să fiți atenți. După calea pe D4, din nou nu pot să bat. Pentru că iar îți împing E5, iar calul ăsta are probleme și va bate din nou cu calul. Și zic, tătricu, stau nemaipomenit. Da? Bun. Și acum vreau să vedeți această partidă. În acest moment, negru are un pion în plus. Pentru asta însă, albul are perechea de nebun și veți învăța, Cristi deja știe, că la centru deschis perechea de nebun face de fapt 7 puncte. Corect. Deci, practic, deci albul are perechea de nebun și are un avans de dezvoltare. Ștef, uite-te aici. Deci următoarea mutare a albului aici este nebun G5. Foarte enervant această legare. Recunoașteți? Da. Și aici albul, negru are mai multe continuări. Are D6. Să știți că rocada aici este proastă. Da. Pentru că tot timpul, vă spun eu, după ce leg acel nebun, voi încerca să joc F2, F4. Și după ce voi bate aici, să pun presiune pe acest pion. Pe acest cal legat. Pipi on the pipi. Corect. Și practic să stric structura. De exemplu, dacă aici fac rocada și eu joc F4 și el să zicem că joacă D6 și eu îți bat și tu bați, deja te-ai ales după această mutare ca să nu pierzi figură cu gaură în... Uitați-vă și dumneavoastră. Și după ce dau eventual un C3, cal C6, dam în H5, nu știu că e păzit. Dar oricum, dintr-o dată ești aproape pierdut aici. Deci ești, nu că aproape, dar ești sub atac puternic. De aceea în partidă, negru, pentru că are structura de pion la rocadă stricată. Deci păturica aceea care acoperă regele negru are o gaură pe centru. De aceea în partidă, stați să vă uitați ce frumoasă este această partidă, în partidă nu face rocada normal, mai are la dispoziție ori D6, ori acest H6. Scuzați-mă, deci nu face rocadă. Deci aici, negru joacă mutarea H7-H6, care să, vreau să vă spun un lucru. Tot timpul este o mutare utilă. De ce? În momentul când acest nebun
îmi leagă mie calul, dar e și în țara mea. Și pe acest câmp, nebunul are la dispoziție două diagonale. Diagonala H4D8 și diagonala C1H6. Este un nebun puternic? Da. Are și G5H4. Păi eu ți-ar tai cele două diagonale pe care se poate plimba nebunul, da? C1H6 și H4D8. Și aici, normal că nu e bine să bați calul. Și în partidă, ăsta s-a retras. Nebun H4. Deci, încă o dată, este o mutare utilă acel H7-H6? Da. Pentru că, eventual, ți-ai făcut un mic lupt. David, zi. Eu gândeam că nebunul ia pion sau calul. Nu. Deci, fii atent aici. Hai ca să înțelegem. Mă bucur că ai spus acest pion. Dacă bați pionul, David, este cea mai mare prostie, pentru că după turnia pe H6, practic ai dat nebunul pe un pion. Câți pion valorează un nebun? 2, 3. Deci, practic, ai pierdut 2 nebuni. Plus că ai făcut această tură, ia uite-o, deci, pe coloană semideschisă ai făcut o piesă de atac. De asemenea, nebunia pe F6 este o mutare proastă. Și vreau ca să înțelegeți de ce. Ia fiți atenți aici. Nu, deci încă o dată, este bine în deschidere să ne grăbim? Nu. Ba da! Trebuie să fii rapid ca gheparzi. Ce înseamnă a te grăbi în deschidere? Să scoți cât mai repede piesele tale afară. Nu ca timp de gândire și... Nu, mă refer la scosul pieselor afară. Deci, Ștefan, gata, hai fi atent aici. Deci trebuie neapărat să ne grăbim în scoaterea pieselor afară. Hai să ne uităm în acest moment al luptei. Albul câte piese are mutate față de poziția inițială? Ca să vedem de ce nu e bine să bați acel cal, să faci schimb nebun pe cal. Pentru că la prima vedere zici... Păi ce, este egal, am dat un nebun, am luat un cal, n-am pierdut nimic material. Dar ai pierdut pozițional. Fii atent. În primul rând, ai perechea de nebun. Ce spuse înainte? Că perechea de nebun face 7 puncte, e mai tare decât un nebun și un cal. Ți-ai dat perechea de nebun, nașpa. Dar al doilea lucru foarte important, uitați-vă, vă rog, hai să numărăm în acest moment cu albul la mutare câte piese a făcut albul față de poziția inițială. Câte piese a mutat? Deci fiți atenți. 1, 2, 3, 4, 5. Nu? Negru câte are? 1, 2, 3, 4. Dacă batem... Exact. Acum negru rămâne tot cu 4, dar albul are 4. Deci nu mai are 5. Deci pe cine ajută acest schimb? Pe negru. De aceea negru aici se retrage. Deci mutarea corectă aici este nebun H4 care a fost jucat în partidă. Și aici negru zice așa. Deci, mamă, deci nu pot să bat cu acest cal aici pentru că mi-a dat, mă. Vedeți săgeata aia roșie? Și zice, ia stai să scap eu întâi de legare asta și mai pop un piu. Da? În acest moment... Uitați-vă ce mutare face albul. Doamne, poate o să zicea... Zi, propun o mutare. Ne-am putea să mutăm, să-i lăsăm fără local de la F7. Nu. Deci a doua regulă importantă, acest atac care se cheamă Gambitul Coltanovski, trebuie voi să înțelegeți că trebuie să fiți bravi, curajoși. Nu, taci. Uitați ce mutare face albul aici, F2, F4. Deci, a doua regulă a acestui gambit este ca să-mi deschid coloana pentru turnul din F1. Și acum vreau să înțelegeți un lucru. Zici, băi frate, ce mutare e asta? Pentru că în fond eu am două bătăieri. Și tu n-ai decât o apărare. Păi nu? Da. Stați un pic, dar hai să le luăm pe rând. Asta înseamnă așa zisele mutări candidat. David, uite-te aici. Pe care voi trebuie să vă imaginați în căpușor pe care s-o jucat. E clar că asta este foarte proastă. De ce? Pentru că poți fi corect.
Deci, îți iau calul și când bat și tu să iei figura înapoi, ți-l bat și pe ăsta și dintr-o dată ăsta iar e legat. Ăsta fuge și după aia veni... Îți iau tură. Nu, îți iau tură. Nu, că joacă damă, e șapte, zi. Deci, asta este foarte prost. Da? Dacă, ia fiți atenți un pic. Dacă aici bate direct nebunul, joc pe 4, ia pe 5 și dintr-o dată ameniți doi cai. Ăsta a rămas fără apărare și ăsta e atacat și fără apărare. Și în spate e și bătaia la pe 7, că turnul meu e deschis. Deci, practic, aici negru este pierdut. Dar în partidă zice, stai mă un pic, ce, păi dar eu îți bat așa. Și așa a bătut în partidă. Și zici, băi frate, am doi pioni minus, cu cine? Cu albul, da? Uitați ce mutare briliant face da, albul aici. Zic. Zi. Fac o mută. Haide, că... Pion. Nu. Nu, nu, fiți atenți aici, turn iau pe F4. Nu, nu, stai. Corect. Deci acest turn iau pe F4, zici, cum domnule, dai un turn pe un pion? Păi da, dar calul ăsta rămâne neapărat și tu ai rămas pe legătura asta mortală. Deci în primul rând aici ești forțat să bați turnul. Pentru că dacă nu-ți voi bate cal, vedeți toată lumea? Deci, și în partidă, după ce a bătut turnul, da mă ia pe D4, calul ăsta este legat și am și două bătăi pe el, da? Da. Fiți atenți aici ce frumos. Deci aici negru se împacă cu ideea, zice, băi, barem repede să fac barem rocada. Că voi pierde acel cal. Nu mai ai cum să-l aperi. Urmează însă, fiți atenți aici, nebunea pe F6, apărat de damă. Și după da? Dama unde se poate duce Ștefan ca să nu o pierzi? Pentru că nu poți să bați nebunul, că e apărat de damă. La E8, da? E8, știam și eu asta. Foarte bine. Și acum uitați-vă cum albul dă mat în două mute. Domnul, știu eu. Zi. Eu și pe mai întâi îl mutăm cal. Stai, eu știu. 7. Ah, bă, nu. Car H8. Car H8? Nebun H8. Nebun H8. Foarte bine. Și ești mat în pat. La G7. Doamna, din greșeală zise Car H8. Deci, atenție, nu mai poți să parezi double E7. Pentru că nu merge acest pion pe 7. Ia uitați, nu mă las. De ce doamna, nu mă lasă Erica? A doamna, bata, mai avem. Care? Mai avem decât să iau cu dama. Eu știu, eu pun și eu E5. Dama E5, da, dar ți-i iau cu dama. Păi da, stai. Pune pe undo. Pe undo, pun pe undo, ia să te văd. Stai. Dacă te muți pionul de aici, nu te lasă, pentru că din cauza nebunului. Nu te lasă, exact. Și practic ești mat în maxim două mutări aici, da? Toată lumea a înțeles? Treci și te plalo. Păi n-ai înțeles? Bun. Fiți atenți aici. Refacem partida asta și vreau să văd cine a fost... Eu am fost. Da? Doare și eu. Da, normal, la fiecare vă pun câte întrebări. Bun. Deci, E4, E5, cal F3, cal C6. Ce mutare faci David aici cu albul? Dintre cele trei mutări posibile. Nebun B5, nebun C4 sau pion D4? Ce zice aici? Ce s-a jucat în partidă? Păi vezi, asta s-a întâmplat. Zi, Erica. Scos nebunul. Unde? La C4 sau la B5? Nu, dragă. La C4. Deci... V-am și spus, Erica, în momentul când la... Nu. Deci, fii atentă, vreau să înțelegi un lucru. Și B5 este o mutare, nebun B5, dar duce la o altă apărare. Da, care este mult mai complexă, Ștefan.
care este mult mai complexă pentru modul vostru de gândire, pe când acest nebun ce patru vă învață să vă crească, vă învăța să vă crească dințișorii și ghearele. Pentru că îți atacă acest pion de la pe șapte, vedeți? Deci nebun ce patru, negru răspunde nebun ce cinci. Ce jucăm acum, David? Face rocada, da? Bravo! Cal pe 6, zi Cristi. Foarte bine. Deci de 4. Cea mai bună mutare este să bate cu nebunul, da? Am înțeles de ce. Nebunul ia pe de 4. Zi Ștefan. Ce joacă albul aici? Cal bate nebunul, da? Foarte bine. Cal de 4. Foarte bine. Încă o dată, dacă bați cu pionul, se duce cu pionul peste. Și calea pe de 4. Erica, care e a treia regulă aici? Ce joacă albul aici? Nu, hai, te rog eu. 1, 3, nebunul 4. Cum îi lege acest cal de aici? Domnul, dar știi, zi, Erica. Nebunul 7, nu poți să lege o piesă cu pionul, Erica. Domnul, poate să lege. Zi, Cristi. Nebun, ghe. G5, foarte bine. Erica, Erica, negru joacă pion H6. Ce face cu acest nebun atacat? Batem sau ne retragem? Ne retragem, foarte bine. Și negru zice, fiți ar nebunul al naibii că ai, am leși calul și nu pot să bag aici. Joacă G5. Zi, Erica, ce joacă albul? Nu știu eu. Știu că știi. Ce joacă albu aici? Zi, David. Nu. Domnul poate să zic. N-are niciun cal ce să ia. Zi, Ștefan. Ce joacă albu aici? Deci, știu, văd că e singur. Deci ultima mutare a negrului a fost G5. Mi-a dat iar nebunul. Ce joacă albu aici? Erica. Zi, Cristi, uitați-vă, barem acum. Zi. F4. Core. Ștefan, te rog. Hai, te rog, eu pune. Iată, nu mai. Deci, Erica, negru îmi bate acest pion. Ce joc cu alb? Nu, știu că știi. Știu că știi. Ce joacă... Ce joacă albul aici, Erica? Deci ultima mutare a noastră, așa cum zise Cristi foarte bine, a fost F2, F4 și mi-a bătut pionul. Deci am doi pioni cu albul minus. Ce joacă albul aici? Ca să rupe apărarea negrului și să deschizi totul. Ia, fii atentă ce zice și Cristi, zic Cristi. Tură, F4. Deci pur și simplu îi dă tura. Numai ca după asta să poată lua acest cal. Doamna a fost singurul care... Da, corect. Erica! Negru face rocadă mică. Ce joci cu negru aici? Noi facem și eu. Nu. Doamna, poate să zic. Doamna! Bate calul cu atac în damă. Doamna! Corect. Bravo, David. Nebun ia pe F6. Nebunul fiind apărat de damă. Da? David, singura mutare este asta, da? Domnul poate să... Zi, Cristi. Dar mai zis așa. Nebun H8. Este mat? Da. Este mat la G7? Da. Orice juca, uite să... Ce? Uite să zice că joci de 5. Mat. Mate. Domnul poate să mai... Am fost cel mai... Da. David și Erica, veniți un pic mai în față, copilașii. Și azi, da. Nu, n-am făcut. Eu am făcut. Tu ai făcut-o? Da, nu. Ia mici exerciții în încheiere, că văd că nu suntem atenți deloc. Nebun 80, nebun 80, nebun 80,
Te, nu mai faci așa. Unde, doamne, mă sunt ăla? Nebun, ajuns la 100? Ia să vedem dar acum. Nu mai avem o oră. Nu mai avem nicio. Deci în această poziție cine e la mutare? Albu e la mutare. Și vreau să îmi găsiți mutarea corectă. Și cum se cheamă asta? Captura apărător sau atac prin descoperire? Deci cine e la mutare? Albu. Albu e la mutare. Nu, atac dublu sau captura apărător? Cine? Nu, David, iau. Zi, Erica, hai. Captura... apărător. Cum? Ce mută Albu aici? Deci, domnul v-am dat să înțeleg... Deci, să alegeți între captura apărător și domnul atac dublu. Zic, e corect. Atac dublu, zi. E corect captura apărător, dar... dar trebuie să mutăm... Dama B5. Păi și ăla e captura apărător? Deci, atenție! David, ai răspuns corect că ai spus atac dublu. Foarte bine. Dar știi care-i culmea? Frățiorul tău, care e ghepardul cel mai mare de aici, dă-te și răspunsul, dar el zice că este captura apărător. Dar este greșeală. Deci este atac dublu, dar atacul dublu se realizează așa. Ștefan, uite-te aici că te pun pe urmă să repeți. Lasă. Deci damă B5 și în acest moment această damă atacă simultan și regele negru și calul. Deci practic mută regele și ți-l iau și cu șah. Da? Bun. Aici este albul la mutare, lasă-i și pe ei. Ștefan, albul la mutare, ce este ăsta? Atac dublu sau captura apărător? Atac dublu. Atac dublu. Și-am și o atac. Hă? Și-am și o atac, cum faci atacul dublu? Nu este atac dublu. Zi, Erica, dă-mi o mutare, e captura apărător. Păi da, dar în momentul când nebunul bate nebunul, bat cu șah. Și e un simplu schimb. Și acum trebuie să fii și atent unde vii cu regele, că dacă, de exemplu, vii cu regele aici, îți dau șah și îți dau. Zi, Cristi. Da? Da. Foarte bine. Deci, atenție, din nou a zis atac dublu. Nu, pot să vă zic ceva? Da. Am uitat ce era. Deci, vedeți ce înseamnă? De ce nu vreți să ajunge și voi, Ștefan? Mă supăr pe tine, pe cuvântul meu, mă supăr pe tine. Hai, vă rog eu frumos, uitați-vă, și tu, David. Hai, că pe rând vă las să jucați. Știu că, normal, vreți să jucați. Fiți atent, Ștefan. Dar vei juca... la fel de prost cum joci acum, dacă nu înveți. Trebuie să și învățăm de jumate din oră. La, nu contează, că el e mai slab ca tine. Deci uitați-vă ce propune foarte bine Cristi aici. Acest damă B3 și din nou ăsta este atac dublu. De ce? Pentru că îți dau șah și fac două bătăi pe ăsta. Erica, vezi? Deci când el mută acum pot să bat, că după ce bate și iar bat. Domnul, după ce terminăm lecția, puteți să ne amintiți ce aia captura apărător în timp de jucat.
ce s-a mântat? Da, da. Din nou aici. Aceeași idee. Ia să vă văd. Dar nu e chiar... Captura apărător este asta, zi Erica. Captura apărător. Deci aici deja armatele sunt disproporționate. Cine are armata mai mare aici? Albul. Negru. Nu, de fapt, stai un pic, stai că greșesc. Nu, sunt egale. Negru. Nu e negru. Stați un pic. Este nebun cu nebun. Iar negru are un cal și doi pioni pe un tun, adică egal, că trei pioni fac cu trei pioni, da? Cum capturăm și câștigăm material aici cu albul? Zic, Cristi. David. David. Dacă joci nebun B3, este foarte posibil să joace rege E7. Păi pe cine, Ștefan, de cine a apărat acest nebun? De cal. Și cum îndepărtezi calul și pe urmă e nebunul și te gândești... Știu că știi. Te gândești dacă ceea ce iei e mai mult decât ceea ce dai. Zi. E bine să joci turnea pe D6 cu șah? Da! Ba da! Ia fii atent, Ștefan, nu, stai acolo. Că de asta vreau să... te-am păpat. Păi da, dar eu-ți mai pap unul. Și dacă ne uităm, fii atent. Deci asta e poziția de început. Și avem... Păi stai un pic. Deci, practic, eu îți dau un tun ție și îți iau un cal și un nebun. Deci îți dau 5 puncte și iau 6. Te bat. Da? Deci în acest moment armatele sunt egale, dar după ce fac acest schimb, chipurile, care nu este schimb, e câștig de material. Este bun câștigul de material? Da. Dacă adversarul nu obține nimic în plus, în schimb, față, treci la loc, nu sta lângă mine, că sare... Deci turnea pe D6, regia pe D6 și nebunea pe B5. Da? Erica, următorul. Aolo, stop. Stop. Gata.